Microorganisme, lecție dedicată elevilor din clasa a șasea. Microorganismele sunt un grup vast și heterogen de organisme cu morfologie, activitate biologică și poziție sistematică diferite. Includ bacterii, ciuperci microscopice, alge microscopice și protozoare. Virusurile și agenții infecțioși subvirali nu sunt considerate microorganisme de mai mulți microbiologi. Termenul de microb este adesea considerat ca sinonim al microorganismelor. În medicină însă, termenul de microb este un termen uzual sub care se înțelege de obicei o bacterie patogenă în contrast cu un virus patogen. Agenții patogeni sunt prezenți în mediul înconjurător când venim în contact cu ei determină boli infecțioase. Acestea pot afecta mai multe persoane, ca în cazul epidemiilor, când persoanele afectate se află într-un spațiu geografic bine delimitat, sau pandemiilor, când persoanele afectate se află în mai multe zone geografice. Cum se transmit infecțiile bacteriene? O persoană infectată devine contagioasă odată cu debutul simptomelor. În urma diagnosticării cu o infecție bacteriană, alege să îi protejeze pe cei din jur în perioada de tratament și de vindecare. Difteria este o boală infecto-contagioasă cu transmitere aeriană sau prin contact direct cu persoana bolnavă și poate fi prezentă la toate grupele de vârstă. Însă, este întâlnită în special la copiii nevaccinați sub 15 ani. Simptomatologia debutează la un interval cuprins între 2 și 10 zile de la contactul infectat și este prezentat de către amigdalită, insuficiență cardiacă, disfagie, adică înghițire cu dificultate, sau durere în gât la înghițire. Tratamentul profilactic cu vaccinul trivalent DTP, difterie tetanos pertussis, se realizează prin administrarea vaccinului în etape succesive la copii cu 2, 4 și 11 luni, cu revaccinare la 6 ani. Tetanosul este o boală gravă provocată de o bacterie care în aproximativ 10-20% dintre cazuri poate fi fatală. Se estimează că la nivel mondial tetanosul produce peste 1 milion de decese anual, majoritatea la nou-născuți și copiii mici. Tetanosul este o boală acută infecțioasă, necontagioasă și este provocat de bacteria Clostridium tetani. Această bacterie trăiește peste tot în natură, în special în solurile umede, ferite de soare. Simptomele principale ale tetanosului sunt spasmele musculare, febră, cefalee, insuficiență respiratorie sau durere. Pertussis, cunoscută sub denumirea de tuse convulsivă, este o boală respiratorie foarte contagioasă cauzată de o bacterie care elimină toxine. Tusea convulsivă se manifestă prin accese de tuse violentă, necontrolabilă, care fac dificilă respirația. La nivelul acestei tuse, inspirul adânc determină un zgomot asemănător jetului emis de măgar, de aici și termenul popular de tuse măgărească. Boala poate fi severă, chiar fatală, în cazul sugarilor sub un an. Singura modalitate de protecție este vaccinarea. Temă pentru portofoliu. Informează-te și studiază propriul carnet de vaccinare. Realizează un calendar de vaccinare personal. Vă mulțumesc pentru atenție!